Au cheltuit 18 milioane de euro pentru cupoane de reduceri pe internet și au cumpărat de toate la prețuri reduse cu până la 80%. Cupoanele au apărut la noi la sfârșitul lui 2010 și într-un singur an au strâns sute de mii de adepți. Ia zi, ești gata? Absolut. Să nu uiți foile! Baftă! Ați putea crede că am dat niște foi obișnuite, dar nu, acelea sunt voucherele. Cu ajutorul lor, Florentina va putea să-și facă cumpărături ore întregi la prețuri reduse și mai mult, să meargă și la cosmetică. Florentina este o pasionată de cumpărături de pe site-urile cu tichete de reduceri. Își cumpără de toate, de la pachetele de vacanță până la pantofi și rochii. După ce alege oferta, scoate la imprimantă voucherul și merge să-l valorifice. Bună ziua! Bine ați venit! Și un voucher. Își face manicura și pedicura cu 19 lei, sumă pe care a achitat-o deja online. Sunt perfect mulțumită. Prețul e mai mult decât bun, având în vedere că e un discount mai mare de 50%. Dacă ar fi venit direct la salon, suma nu i-ar fi ajuns nici măcar pentru unul dintre cele două servicii. Pentru o afacere de început sunt deosebit de rentabile, pentru că în felul ăsta te promovezi ca salon. De aceeași părere sunt toate firmele care fac astfel de oferte, iar comenzile curg. Anul trecut, peste 350.000 de persoane au cumpărat cupoane de reducere în valoare de peste 18 milioane de euro. Creșterea este undeva de peste 400-500%. Datele arată că în contul acestor vouchere s-au făcut 45.000 de manicuri și 2 milioane de minute de masaj. 50.000 de români au fost la stomatolog, iar 22.000 de persoane și-au verificat vederea după ce au achiziționat vouchere. Cred că vor merge foarte bine în 2012 și restaurantele, dar în continuare și serviciile de îngrijire personală. Aproape 1.000 de cupoane sunt disponibile zilnic pe 10 de site-uri de profil.